Cum fostul lider PNL Ludovic Orban a lansat atacuri în rafală către liderii social-democrați după învestirea guvernului. Haideți să vedem și noi despre ce e vorba. Este onorabil și demn să nu fim complici la această monstruoasă coaliție. Am votat împotriva acestui guvern al trădării. Un guvern realizat prin înșelăciune, un guvern în care două conduceri au luat decizia de a-și trăda alegătorii care le-au acordat votul. Vom face o opoziție dură, o opoziție în același timp rațională și o opoziție cu soluții.